Sper că ceea ce ați văzut a fost semnificativ și sigur că o istorie concentrată în câteva minute v-a dat același sentiment. Mulțumesc colegilor că au fost alături de mine în tot ceea ce am întreprins. Îi felicit pe toți cei care au fost alături de noi și, în primul rând, primarii județului Arad. Toți primarii care au fost sufletul acțiunilor noastre și motorul acțiunilor pe care le-am întreprins. Organizației de tinere, organizației de femei, organizației pensionarilor, care n-au lipsit niciodată în toate acțiunile pe care le-am făcut. Le mulțumesc din suflet și sper să fie alături de noi în continuare. Organizație puternică, vie, și dați-mi voie să vă spun doar câteva cuvinte despre felul în care mi-aș dori să arate viitorul PDL în următorii ani. Sunt voci în partidul nostru care mizează pe unitate și bine fac. Sunt alte voci care pretind ca ecou de la așteptărilor propriul nostru electorat, care este clasa de mijloc în România, înnoirea partidului. Dacă aceste două nevoi, nevoia de unitate și nevoia de înnoire, nu se împacă în mod înțelept, pierdem cu toți. În schimb, dacă experiența celor mai vechi și unitatea partidului se potențează prin idei noi, o ancorare doctrinară serioasă la centru dreapta, o deschidere eficientă către partidele surori din Europa, adică un pic de diplomație de partid, care este foarte necesară pentru a ne atinge mai ușor obiectivele naționale. E bine, atunci, în aceste condiții, unitate plus înnoire, am convingerea că PDL se poate relansa, poate deveni prima forță de centru-dreapta din România, poate fi partidul clasei de mijloc în plină expansiune și poate să scurteze printr-o politică de centru-dreapta chinurile României în fața crizei economice, să scurteze ciclul de scoaterea României din subdezvoltare, să apropie România de media comunitară la toți parametrii macroeconomici, să dea oamenilor demnitate, plăcerea de a trăi împreună, plăcerea de a conviețui, plăcerea de a aparține unei comunități locale sau naționale, bucuria de a se implica în politică pentru că au o credință, pentru că văd România de mâine, pentru că pot fi solidari. Cu asta am început alegerile interne. Echipa câștigătoare nu se schimbă niciodată. Iar la Arad, echipa câștigătoare nu se schimbă, se mărește. Și aș vrea ca PDL Arad să fie modelul de succes în organizarea partidului nostru și ca președinte interimar la București. Sunt multe pe care vreau să le copiez de la organizația dumneavoastră, pentru că un model de succes este bine să-l multiplici. Și ce am văzut în această seară arată că un partid bine organizat rezistă și în vremuri grele. Nu mai la guvernare, ci și toți primarii și toți consilierii noștri din administrația publică locală.